După 2 ani în care prețul motorinei a fost constant mai mare decât cel al benzinei, acum situația s-a inversat. Un litru de benzină costă în medie 6 lei și 60 de bani, în timp ce motorina se vinde cu 6 lei și 57 de bani. Specialiștii spun că ar fi vorba despre un fel de speculă întâlnită în fiecare vară. Laura Rânja, în direct cu toate explicațiile. Laura, te ascultăm! Bună ziua, Linda! Bun găsit tuturor! Da, într-adevăr, vedem o inversare a situației, pentru că după câțiva ani buni în care am văzut că prețul motorinei era peste cel al benzinei, acum vedem că situația s-a inversat. Astăzi, de exemplu, un litru de benzină ajunge la 6 lei și 60 de bani, în timp ce unul de motorină la 6 lei și 57 de bani. Asta în timp ce anul trecut diferența dintre cei doi carburanți era de 88 de bani. Iar în toamna anului trecut am văzut chiar o diferență record în ceea ce privește prețul benzinei și al motorinei, și anume o diferență de 1 leu și 50 de bani. Totodată vedem că prețul carburanților scade semnificativ în ultima perioadă. Spun specialiștii că acest lucru se întâmplă din cauza stocurilor pe care și le-au făcut statele europene înainte de embargoul pus Rusiei. Totodată vorbeai despre acea speculă, trebuie să se aștepte oamenii ca prețurile să crească ușor în următoarea perioadă, pentru că există acea speculă despre care vorbeam, care se întâmplă de fiecare dată când începe sezonul estival. Asta pentru că crește fluxul de circulație, respectiv crește cererea de benzină și motorină.